Capitolul 21. Via lui Nabot. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: Dă-mi mie viața să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea, în locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă ți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat, și-a întors fața, și n-a mâncat nimic. Nevastă sa Izabela a venit la el și i-a zis, Pentru ce îți este tristă, inima și nu mănânci? El i-a răspuns, Am vorbit cu abot din Israel, și i-am zis, Dă-mi via ta pe preț de argint, sau dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis, Nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis, Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetruit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post, puneți pe nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe Împăratul. Apoi, l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: Scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Israel, ca să o ia în stăpânire. Vestirea pedepsei. Atunci, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tijbitul astfel. Scoală-te și pogoară înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a pogorât soia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie, Mai găsit vrăjmașule? Și el a răspuns, Te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl ațăța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții, pe care îi izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Smerirea lui Ahab după ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie tijbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții Fiului său voi aduce nenorocirea casei lui.